Cântecul popular i s-a cuibărit în suflet încă din vremea copilăriei și apoi a ales să vegheze destinul interpreților de muzică populară și să-i promoveze într-una din cele mai longevive emisiuni de televiziune, o emisiune produsă și realizată aici, în televiziunea română, de Marioara Murărescu. Bună ziua și bine ați venit! Bine v-am găsit! Mulțumim mult că ați acceptat să veniți la noi în emisiune. Cu tot dragul. Mai ales că am vorbit de multe ori la telefon. Ca multă lume consider această emisiune între emisiunile mele de suflet. Mulțumim foarte mult. Vreau să vă întreb direct, cum v-ați simțit atunci când ați citit un interviu dat de una dintre interpretele de muzică populară, de Sava Negrean Brudașcu, care a spus la un moment dat așa: Marioara Murărescu, un om remarcabil și sensibil, care nu-mi lipsește din nicio rugăciune. Cum se poate simți un om când aude un astfel de compliment până la urmă, nu? Nici nu cred că există cuvinte mai de suflet, mai apropiate decât acestea. Și nu e niciodată mai important decât un gând bun, mai ales atunci când îți trebuie. Și când vine de la o persoană care spune că v-ați cunoscut de mult, dar că nu vă întâlniți tot timpul. Cam așa se înțelegea din interviul acela. Drumurile astea sunt multe și lungi pentru ea ca artist, pentru mine ca lucrător în televiziune. Sunt drumuri multe, dar vezi, gândurile au puterea asta să ajungă nu numai spre mine, să ajungă acolo unde trebuie. Ați arătat în sus acolo unde trebuie, firesc provenită dintr-o familie de preoți, tatăl dumneavoastră a fost preot, nu? Da. Și ați crescut cu această credință în Dumnezeu, nu? Este firesc. Am crescut într-o casă de preot și nu oricum. Copil venit târziu, crescut între oameni mari, am avut prilejul să învăț, să ascult, să fiu ocrotită. Nici nu găsesc vorbe să spun cât am fost de ocrotită. Am văzut că părinții dumneavoastră, după 18 ani de căsătorie, au reușit să vă aducă pe lume. Și-au dorit mult copii, dar... Și talentul acesta muzical l-ați moștenit tot din familie? Păi dacă ne gândim că tata la locul lui, acolo cânta, în Sfânta Biserică, a cântat, că în casă la noi se asculta foarte multă muzică. Și pasiunea pentru instrumente muzicale? Am văzut pian, vioară. Mama a ținut mult să mă ajute să mă apropii de muzică. A fost gândul ei. Iubea foarte mult tot ceea ce înseamnă artă, tot ceea ce înseamnă frumos. A lucrat costume populare, a lucrat covoare. Și le țineți într-un loc absolut, cu sfințenie. Doamne, să nu mă ducă Dumnezeu vreodată să înstrăinez vreun obiect din ăsta. Cred că Dumnezeu îmi va asculta această dorință. Am văzut că ați absolvit conservatorul și cu nota 10 și ați ajuns la radio. În ce an era asta? În 1982? 72. Erai pe atunci? Nu erai. Eram mică. Da, în 72 a fost ultima serie cu 5 ani la conservator și din această serie, care era o serie foarte, foarte bună, domnul director Vasile Donose, era director în radio-televiziune, și-a ales neapărat niște premianți și au venit aici, în radio și în televiziune, oameni care au ajuns celebri. Și ați realizat la radio o emisiune de succes 5 ani de zile, după aceea vi s-a propus o emisiune de televiziune. Dar n-am prea știut eu atunci că e totuși altceva. Acolo eram obișnuită să știu să fac totul pentru o emisiune, să mă descurc, și am venit aici ca să depind de
50 de oameni. De o echipă întreagă. Ah, și ați și reușit? Am reușit să mă adaptez, dar a fost un moment în care am zis că în genunchi m-aș întoarce în radio. Doar un moment, pentru că după aceea bănuiesc că succesul emisiunii v-a făcut, iată, să rămâneți aici. Vedem acum câteva secvențe. De ani de difuzare săptămânală. O emisiune creată din inimă pentru inima tuturor românilor. Adevărată școală de folclor, Tezaurul folcloric a promovat valorile satului românesc. Program model de televiziune, Tezaurul a păstrat adevăratul folclor, adaptând creațiile tradiționale la lumea de azi. Cercetători și oameni de cultură, mari interpreți de ieri și de azi, au dat girul acestei emisiuni încă de la începuturi. La televiziunea română, în Tezaur folcloric, au debutat nume mari, tineri și copii, moștenitori și muguri de tezaur. Cu toții au asigurat tinerețea fără bătrânețe a cântecelor noastre. Profesioniștii care au făcut și fac parte din echipa Tezaurului folcloric, oameni cu știință și vocație, alături de un realizator de excepție, Marioara Murărescu, slujesc un crez, un vis, o realitate. Marioara Murărescu face parte din acea categorie de realizatori de emisiuni care a ars pentru crezul său, care a cunoscut fenomenul folcloric în toată splendoarea lui, fapt ce a contribuit la realizarea unor programe demne de televiziunea națională. Aici și-au împlinit destinul artistic marile valori interpretative românești, aici, în prima televiziune din viața noastră.